An, numărul de urgență 119, numit telefonul copilului, a fost apelat de sute de ori. Numai puțin de 600 de cazuri au necesitat intervenția reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, iar aproape 40 de cazuri a fost necesară intervenția de urgență a autorităților. Majoritatea apelurilor au fost pentru neglijența copiilor, dar și pentru dispariția minorilor de la domiciliu. Anul trecut au fost 601 apeluri care au fost sesizate. Acum ele sunt mai multe, dar vreau să vă spun, cele 601 de apeluri au și fișe închise și deschise. Și adică au fost cazuri reale, nu au fost cazuri o alarmă sesizate, falsă, să spunem. Da, au fost cazuri sesizate. Bineînțeles că am avut și vreo 38 de intervenții atunci, de îndată, aia înseamnă echipă mobilă plecată în momentul în care se constată că este un abuz, atunci pe loc se poate face transferul la 112, dar și o echipă formată de la noi, șofer, asistent social și psiholog, poate pleca alături de echipajul de poliție sau, mă rog, ce este în timp util la locul, pentru că noi putem identifica locația de unde se sună. Și au fost copii, au fost și situații în care ne-am deplasat, că a fost zi sau că a fost noapte, la acel caz și am preluat copilul, l-am dus în centru de primire regim de urgență sau la asistent maternal și am început evaluarea. Telefon. În general au fost plecările voluntare, că au sunat și părinți prin plecările voluntare de acasă, pentru că au început să fie foarte bine promovat și mediatizat acest numărul 119. Sunt multiple cazurile în care apar. Ori este cazul în care un tătic, mama pleacă cu copilul și nu știe unde s-a deplasat, sau sunt diverse forme. Prin violență care... fizică? Violența fizică este sesizată, dar acolo, dacă se întâmplă la X moment, se sună la 112 și se face intervenția la nivel de rapid acolo, la fața locului cu poliția.